Mă bucur că în această seară în sală se află și una dintre profesoarele mele cu care chiar mi-am ținut lucrarea de diplomă, doamna Banciu. Vă rog să o aplaudați. Eu cred că un premiu pentru educație în ITNC este foarte valoros. L-am înființat anul acesta și a avut parte de foarte multe voturi. A fost de departe compania Microsoft România câștigătoare pentru o campanie antipiraterie foarte interesantă, lansată într-o conferință de presă la care eu m-am războit foarte mult cu compania Microsoft, eu pledând punctul de vedere al celor care fac piraterie, ei apărându-l pe cel al multinaționalei. Până la urmă a ieșit bine pentru că ei au câștigat, adică cifrele de piață indică faptul că pirateria a scăzut în România, iar pirateria pe device-uri mobile este aproape imposibilă sau foarte greu de făcut, deci suntem pe un drum bun. Deci acordăm premiul pentru educație ITNC 2008 companiei Microsoft pentru campania antipiraterie și eforturile de educare a publicului cu privire la efectele pirateriei asupra societății noastre. Îl invităm pe domnul Călin Tatomir, proaspăt CEO sau country manager al companiei Microsoft România, să vină să ridice premiul și să ne spună câteva cuvinte despre planurile Microsoft România sub noua șefie. Dumnealui vine dintr-o zonă privată, dar mai înainte a fost la Compec. Compec care a fost un jucător foarte agresiv în piața noastră. So I will go in English because Microsoft is an American company, so I will try my best with the English. So just tonight, it's exactly 4 weeks since I'm with Microsoft, exactly today, so I celebrate 4 weeks in Microsoft Romania. I had a lot of surprises, in majority good surprises. I'm very honored to have this prize. Also I can tell you this is a thing that few people knows about Călin Tatomir, that I was teaching in mathematics, so I was a teacher this year, so I'm very I'm a fan of the students and of the educational sector. I wouldn't go too much into the details because I would like to invite here the real person which worked for this prize and which deserved this prize. And this is a former GM, Silviu Hotăran, please. On the stage, Silviu. It's yours. Călin, n-aveți grijă, ea lui Microsoft. În orice caz îi mulțumesc din sufletul Călin, mulțumesc din suflet colegilor mei de la Microsoft și vedeți că mi-e greu. Nu-mi place și nu cred că am să răspund vreodată foștii mei colegi de la Microsoft. Doresc din toată inima succes tuturor celor care contribuie la dezvoltarea acestei industrie de IT în România. Îmi voi aduce și eu contribuția, sper, într-o altă manieră decât până acum și vă doresc și dumneavoastră mult succes. Succes, Călin! Mulțumesc! Surprizele, vă asigur, nu vor conteni până la sfârșit. Revenim la muzică. În continuare veți asculta 3 arii de Handel. Anul viitor este un an care comemorează dispariția lui Handel, iar aceste 3 arii vor fi interpretate de 2 tineri cântăreți care sunt laureați al unui prestigios concurs de tineri muzicieni, se numește Premiile Orange pentru tinerii muzicieni, a ajuns la a 3-a ediție. Pe programul nostru aveți 3 nume, dar din păcate domnișoara Iulia Dan este răgușită și domnișoara Valentina Naforniță va interpreta și aria ei. Pot să vă spun doar ca un fapt divers că secția de canto a ediției din acest an a Premiilor Orange pentru tinerii muzicieni a avut un nivel foarte, foarte ridicat, atât de ridicat încât juriul a deliberat foarte mult și cu foarte multă dificultate a decis ordinea premiilor. De aceea nu vă voi spune ce premii a luat fiecare dintre ei, ci doar că toți 3 și cei 2 prezenți și domnișoara care e absentă, sunt convins că vor avea o îndelungată carieră, iar peste 10-20 de ani, când îi veți întâlni, le veți cere poate un autograf, așa cum poate dacă o întâlniți acum pe Angela Gheorghiu, i-ați cere.